ci că trăiau odată doi frați, Colinaș și Marinaș. Prăpădindu-li-se părinții, se treziră frații singuri pe lume. Câtă vreme mai avură niscaiva merindei, nu le merse prea rău, dar acestea se isprăviră curând, că de unde iei și nu pui, n-are ce rămâne. Nu mai avem de niciunele, frate. Da. Ce ne facem? Știu și eu, trebuie să facem ceva. Dar ce? Ce? Am găsit, frate. Am găsit. Ce ai găsit, omule? Traista. Tei, cum de nu mi-a dat în gând până acum? Îți arde de glumă ai? Eu nu văd nicio traistă. Ba, nu mi-e de glumă, să știi. Nu mi-e de glumă. Dar auzi pe unii și pe alții vorbind de o traistă fermecată. Dacă pune mâna pe ea, să te ții trai. Ce vorbește limpede? Ce și cum? Că nu pricep. Ascultă aici. Ci că trăiește undeva o vrăjitoare care a țesut o traistă năzdrăvană. Dacă scuturi nițel traista asta și șoptești niște vorbe, îți așterni îndată masa după pofta inimii. Eh? Ce spui? Nu-mi vine a crede. Nu-ți vine a crede, ba să crezi, frate. Să crezi. Unde nu-i foc, nu iese fum. Asta cam așa e. Cum? Tu zici să... Să pornim, frate, să pornim, că ne-o iau alții înainte. Dacă e așa, haide, haide. Nu mai pot, frate, nu mai pot. Sunt 3 zile de când mergem și n-am pus nimic în gură. Să batem la vreo poartă de gospoda. Ia ca tocmai intrăm într-un sat. Da. Miroase a sărbătoare pe aici. Da, a sărbătoare. Hai, pe, e fumul mai subțire, da, să încăți bucatele, gata. Da. Hai. Hei, gospodare! Cine bate? Flăcăi! Flăcăi de ispravă! Dacă e așa, poftim! Nimerină sta mal la vreme! Ziua bună! E praznic mare la noi! Da, praznic! De mâine iese tot satul la secerat și a gătit nevastă mea după datină. Dar ne temeam că n-are cine ne da ajutor. Dar păi noi de ce venirăm? Da, chiar așa. Las că vă ajutăm, nu? Vă ajutăm! E cam zăpușală! E teamă să nu dea o ploaie! De-ar ține așa câteva zile, am isprăvit? E păcat de muncă. Fiți pe pace. Doamnă Vală, cu toții și în câteva ceasuri. Da. Nu avem ce alege. Să doamnă Vală. Că inimoși sunteți, dragii mami. Tare inimoși. Dar haideți la mare. Îndată, numai să se spele leacă și să se scuture, că scolbuiți de pe drum. Hai să ne spălăm, frate. Îndată, măicuță, îndată. Colinaș, stai și tu, Colinaș. Așezați-vă aici, în capul mesei. Așa. Prea multă cinste. Prea multă. Cap de masă, frunte la coasă, stâlp trainic la casă. Ajunge cu vorba, omule. Lasă Flăcăii să mănânce. Da, așa-i, măi. Luați, dragii mami, luați, nu vă sfii. Noroc, Flăcăilor. Noroc și spor. Noroc. De spor nu ne rușie. Numai să fie pe puterile noastre. Este, dar nu peste măsură. Eu cu nevastă mea o săptămână aveam de furcă. Cât o fi, o fi. Până nu îi sprăvim, tot nu vă lăsăm. Ce mai bucate, frate. Mulțumim pentru masă. Acum, după o mâncare bună, somn bun. N-ar strica. N-ar strica, da. Acu-i gata. Odihniți-vă, dragii mei. Da, fiți buni să ne treziți de cu noapte și să nu pierdem vreme. Vă trezim. Acum, noapte bună. Noapte bună. Mă, frate. Știu că te durăm de belșug. Da. Auzi că ei se chinuiau o săptămână să mântuie mâncare. Păi dacă nu-și luau ajutoare Flăcăi zdraveni ca noi.
Și, după cum le fu înțelesul, gospodarul trezi flăcăii când prinse amijii de ziua. Ei, feciorino! Feciorino! Cine? Da. Sunteți gata? Gata, abate, gata. Haideți, căruța vă așteaptă. Gata, căruța. Dar păi cum? Am pus și hrățurile cele noi. Da? Haide. Ce oameni, frate, da. Auzi, după ce ne-au ospețit, bolsăne și pe treacă o bucată de drum. Da, așa, lăsați, nu-i nevoie, mergem pe jos, suntem învățați. Cum o să mergem pe jos? E departe și apoi... Că doar nu o să merge și dumneavoastră. Păi, dar păi cum? Să vă lăsăm singuri? Nu, dragii mei, nu. Merg și eu și nevasta. Da, hai, urcați-vă. Hai. Ai luat coasele, femeie? Le-am luat, omule, le-am luat. Coasa? Moi și taie capriciu. Ce zici, frate? Ce să zic, frate? Să fi simțitoare că mergem după traista fermecată? I-o fi tocmit vrăjitoarea să oprească drumeț în cale? Da, nu e bună, frate, nu e bună. Nicăluții! Ce spuneți? Nu ia bună, ia că dau bici. Să-i sprăvim repede. Nicăluți, tate, vii. Vă leagă și eu car la fereală. Un haiduc, așa bătrână cum o vedeți. Nu-o întrece nimeni. Taie ei numai că le arăt eu ce pot. Doar n-am legat 10, 100, 1000 am legat. Aștia sunt tâlhari, frate, tâlhari de drumul mare. Uleu, ce ne facem? Ce spuneți flăcăilor? Nimic, vorbeam și noi așa, între noi. Da, între noi așa. Am ieșit în câmp. Unde ne-o duce? Știu și eu, frate. Parcă poți să-i întrebi. Ho, căluț-o! Așa! Dă-mi coasele, femeie. Și... coasele. După mine, flăcăi! Da. E cam beznă. Nu se vede prea bine. Trebuie să dăm zor să izbrăvim de grabă. Dacă începe să picure și ne prinde așa, e vai de noi. Gândești că... Nu se știe, nu suflă niciun pic de vânt. Ia ca de aici începem. De aici? Dați-i zor. Ia-mi vedeți ce spice. Aur, nu altă. Asta? Grure, da? Dar apoi se care n-avem. Apoi numai de atât ai vorba. Faceți loc să intru cu coasa, că fac prăpăt, nu alta. Așa. Până la prânz, n-avem ce alege. Dar știu că ne speriarăm, frate. Bine că s-a isprăvit așa. Putea fi și mai rău. Ba, să știi că nu-i rău deloc. Parcă ne-am jucat zău. N-aș fi crezut să mă pricep la treaba asta. Gata. Da harnici sunteți, flăcăilor. Iaca, n-a scăpătat soarele și gata. Tăiat, legat și pus la fereală. Păi nu v-am spus. Dar cum poate să plouă cât o vrea? Rămâneți cu bine, bade. Mergeți sănătoși, dar luați și coasele. Când dați fi la strâmtoare, gândiți-vă la noi. Luați și de saga asta cu merinde. Vă prinde bine la drum. Vă mulțumim, măicuță. Și porniră flăcăii mai departe. Da, ce să vă spun, mergeau parcă mai voioși și mai sprinteni ca înainte. Poposeau aici colo și ospătau pe săturate.
Da, vezi că de saga se goli curând și flăcăi intrară iar la grijă. Ei, Colinaș, frate, acum ce ne facem? De saga e goală. Știu și eu. Poate mai găsim vreun om de treabă și un cropiu, iar. Da, 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 unde, unde să-l găsim? Ha? Ia, 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 ia te uite, frate. Era sub sălcii, un bătrân. Da, da, da. O spătează. Ce-ar fi să... Ia, hai, 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 hai să încercăm. Hai, hai să încercăm. E, poftă bună, taicule, poftă bună. Bună, voinicii. Poftă bună. He, dar văd că merindea mea vă face cu ochi. Da, cam așa e. Atunci, pofti și dumneavoastră. Mulțumim, 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 mulțumim. Da. Acum la mâncare m-ați ajutat. Zic că nu vă rușinați nici la treabă, hai? Păi să poate. Dați o mână de ajutor. Bucuroși, bucuroși, dar despre ce-i vorba? O nimica toată, că sunteți voinici. Mi-e greu să-l birui singur. Să birui? Să birui? Pe cine să birui, tăi? Pe cine? Am o răfuială veche cu un ștengar fără pereche. Aha. Un zghitiu, un pui de lele. Ce-mi tot roade în măsele sfoara care o am săraca. Să n-am încedat cu sapa. De-aia zic să-l îngrădesc. Să încerc să-l ostoiesc cu răchite, cu nuiele. Să-i țin muche la măsele. Asta e într-o ureche, frate. Dacă stăm împotrivă, cine știe ce-i de prin gând. Să-i facem pe voie. Dacă zicem ca el, poate-mi scăpa tefer. Ei, v-ați înțeles? Îmi dați ajutor, orba. Da, tăicuță, da, sigur. Ia, că ne-am înțeles. Da. Arată-ne ce-i de făcut. Cum să-i venim de hacă? Îl învățăm noi minte pe ștrângarul ăla dacă vă... Învățăm noi... Tăiați nuiele mai împlinite de salcie și de răchită și împlântați-le în sprânceana apii. Dar împlântați-le zdravăn, că pământul e ravăn și nisipos. Apoi să mai poftească zghitiu să-și facă mendrele cu sfoara mea. S-a zis cu el, tăicuțule, da? S-a zis. Las pe noi că zvântăm, da? Dacă nu-și vede de cale. Mă, eu nu înțeleg nimic. Parcă eu pricep. Să-l zvântați? Să nu faceți asta, auziți? Să nu faceți asta. Nu, ce? Cât peste mi-a dat săracul. Lasă, că nu-i facem nimic, tăi. Nu. Ziceam așa. Ba să-i faceți. Păi să-i facem. Așa ne fă înțelesul. Haideți la nuiele. Hai, frate, hai. Mă, încurcată treabă. Da, mă, chiar. Și lucrarea feciorii, lucrarea alături de bătrân cu ochii în patru și cu inima cât un purice, dând zor să se vadă scăpați de bocluc. Gata, flăcăi, gata! Gata, taicu! Ia că ce zăgază-i făcut! Până i-a venit de zbenguială, să-l cine prin rădăcină. Atunci să-l văd, mai roade strengarul. Te-ai scustit, mai ești la vorbă, taicule. Ia care sperie iar în zadar. Gândeam că e vorba de răfuiala Ievea, de bătaie, da. Și nu vedeam țipene de om prin preajmă. Gândeam că am dat de poznă cu dumneata. Când colo, uite cine era strengarul. Râul ăsta, zi așa. Vă sperie iar. Da. Apoi să știți că mai înravaș ca râu, raștrenga. Da. Acum s-a isprăvit, trebuie să-și vadă de cale. Așa e, taicule, să-și vadă de cale. Dar s-o pornim și noi că mai avem mult de mers. Rămâi cu bine un cheșule. Rămâi cu bine un cheșule. Să trăiți, flăcăi, că mare bine-mi făcură. Cu bine. Ia ca. Ce-i moș? Luați costura asta mea, că altă răsplată n-am. Când îți fi la nevoie, căutați la ea. Și pe mine m-a ajutat de multe ori. Mulțumim, taicule! Mulțumim! Cu bine, taicule! Uf! Bine că am scăpat, Efe. De acum nu ne mai opri până la țintă. Mai strângem și noi cureaua. O strângem, frate, o strângem. Așa. Numai să punem mâna pe traistă. Nu cred să mai fie mult de mers. Auzi, frate Colinaș, nu mai pui friț și azimă albă, am să-i cer.
Se vede o apă, frate. Da, da, și uite, dincolo de ea trebuie să fie vrăjitoarea cu pricina. Așa, așa, așa. Uite, uite acolo un vad. Unde, unde? Unde? Acolo. Hai să trecem. Stai, 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 stai. O fi adâncă. Stai să, stai să intru eu întâi. Așa. Da, ia, intru. Ce, ce, e rece? E rece? Hai, dă și tu mâna. Așa. Hai, așa. Ținte de mine. Așa, așa. Așa, așa. Așa, bine și așa. Ia că trec curând. Uite acolo un bordei. Pe prispă toarce o femeie. Vrăjitoarea să fie oare? Vedem, vedem îndată, mai stai. Mătușă! 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 Dar ce-i cu voi, voinicilor? Traista! Da, da. Traista, mătușă! Traista, după Traista am venit. Traista? Da, da, Traista, din care merindele nu se mai sprăvesc niciodată. Așa. Traista fermecat. Așa. Așa, așa, așa. După Traista fermecat ați pornit. Da, da, da. Și voi umblați după Traista asta? Da, și au mai fost și alții socear? Au mai fost și alții? Da, nu mai pierde vară și de-al de pică pară mălăiață. E mare sărăcie pe la noi. Mare. E, dacă vă dăm mâna să o plătiți, a voastră să fie. S-o plătim, dar noi nu avem lețcaie cu cetul. Dar nu de bani e vorba. Dar despre ce? Am două treburi care nu suferă zăbavă. Clar. Așa. Dacă le împliniți, a voastră să fie traistă. Dacă nu... Nu, 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 spune, spune, mătușa, spune, spune. Ei, ia ca am lângă casă o pădure deasă. Așa, așa. De cu zor și până în seară strigă, țiuie și zboară, sărbăticiuni fel de fel de nu poți să stai nițel la odihnă în pridvor, că n-ai loc de răul lor. Da, așa, așa, și, și, și pe noi ce avem de făcut? Să le vânăm sau să le ducem la păscut? Da, șugubăț, ești maică. Da. Ia ca ce voiesc. Să-mi tăiați astă pădure fără a folosi secură. Păi cum? Fără... După ce o tăiați, bine s-o uscați. Așa. Și din copaci mărunți să-mi ridicați niște munți. Munți din copaci mărunți. Păi... Dacă am fi al de sfarmă piatră, ori strâmbă lemne, ne-am prinde, dar așa, cum să facem munți din copaci? Atunci nu vă învoiți? Ba ne învoim, mătuși, ne învoim, cum să nu ne învoim? Hai, frate, hai, cum să nu ne învoim? Ia vino încoace, Colinaș, frate. Ne cam pripiram. Ia că aveți și tu. Nici urmă de pădure pe aproape. Numai zăvoiașul acela de sălci. Și acela rar și prizărit. Da, da, vezi? Da. Le-a potrivit bine vrăjitoarea. Dacă nu o scoatem la capăt, e vai de noi. Vai de noi, vai de despre noi. Despre ce pădure să fie vorba? Ei, de unde să știu eu? Ei, dar las că nici cu gospodarul cela cu grâu nu ne-a fost la îndemână. Și tot am scos-o la capăt, nu? Ce spaibă am tras acolo, ții minte? Și când colo? Stai. Bine că ți-a adus și aminte de gospodar. De ce? Coasele! Coasele? Coasele alea nu fi năzdrăvane? Zicea să ne gândim la el că nu fi la strâmtoare și ea? Hai de coasă fermecată și ajută-ne pe dată. Prefăfânul în copaci, lăcustele în gândaci, ca să se cerăm, apoi să-l uscăm și să ridicăm munți înalt sub soare, să o răzbim pe vrăjitoare. Ce-ai zis, frate? Ce-ai zis? Ia ca pădurea. Să trăiești, stetule, să trăiești! Păi vezi, tot eu. Dar unde zici că e pădurea? Că eu nu o văd. Păi mi-ai spus chiar tu? Eu? Fânul, omule, fânul! Fânul? Sălbăticiu numai de haie ca țânțari, lăcustele, șerpi și alte alea, ce vrei? Ei, da, cu munții, ce facem? Ce-am făcut cu snopii de grâu? Claie, la fereală! Claie, la fereală... E și reată vrăjitoare. Las că nici noi nu dăm în grâu. Da, așa-i, dar să ne apucăm de treabă, așa. Că vremea trece. Așa. Hai, Colinaș, frate. Hai. Și cosiră flăcăii, cosiră, uscară iarba, apoi ridicară niște clăi țuguiate în tocmai ca munții. Și la urmă se înfățișară femeii. Gata, munți, mătușe. Gata, mătușe. E, acum, ia spune ce mai avem de făcut. Ați isprăvit? Da. Ați isprăvit?
N-am încotro, mă dau bătută. Dar a doua oară mă îndoiesc că o mai scoateți. Spune numai și-o vedea noi. E, am un cal bălan tare năzdrăvan. Așa. Într-un agonește, dar nu ostenește. Iar dacă se adapă, din hulube scapă și unde începe a necheza, pe ogoare a juca, până pustiește tot ce întâlnește. Grozav cal. Cumplit. Ia ca voiesc să mi-l găsiți, să mi-l îmblânziți și să-i întăriți hulubele să nu mai facă prăpăd prin arătură. Ha? Vă prindeți? Las pe noi, mătușă. Ne prindem. Nu ne temem noi de un cal, fie el și năzdrăvan. Hai să-l căutăm repede. Hai, frate. Unde-o fi năzdrăvan? Ia, hai să vedem, poate e îngrașt. Da, hai îngrașt. Hai. Binișor, frate. Binișor să nu ne părească vreo copită. Nu-i. Nu-i. Îngraș nici urmă de cal. Nici urmă. Ea o fi priponit pe undeva la păscut. Cal năzdrăvan priponit. N-am prea auzit. Asta așa e. Dacă e năzdrăvan, se arată numai noaptea. Să-l pântim la noapte. Bălanul. Ăsta să fi... Ce râzi? Mârțoaga asta? Ce mârțoagă? Doarme de-a în picioare la frate și gata să cadă. Vrăjitoarea spunea că nu ostenește niciodată, că pe unde scapă face prăpăd. Ce știi tu? Așa scai năzdrăvan. Se prefacă mârțoage ca să nu ia lumea la ochi. Așa. Da. Nu, parcă tu nu-mi vine a crede. N-are o scânteie de viață în el. Zici că e sperietoare. Las că vezi tu acum. Ce să vezi? Îi arunc hățul de gât să-l prind. Tu ține-mă bine de curea, că de s-o vedea prins, e în stare să zboare cu mine până lună. Să zboare? Da. Păi, las că-i vedea tu acum ce poate. Atunci fii cu băgare de seamă. Îi vin eu de hac, n-avea grijă. Numai să vezi cum îi arunc frâul și-l prind. Ia uite. Dar ce e asta? S-a prăbușit coalul. O fi uitat să zboare, ori a îngenunchiat să-l încalici. Râzi, dar să-l vezi când s-o scutura acum. Ce să se scutere, că își pierde coastele. Du-o și-l saltă, sărmanul. Hai. Mă duc. Năzdrăvanule, hai, nu te mai preface că nu scapi. Am pus mâna pe tine. Nu voi rușine. Lăsați-l în pace, că vin cu ciomagul la voi. Al dumitare era? Dar păi ce, gândească-i de capul lui, de-a stăbărât așa. Păi pe cine să tăbărăm, omule, că numai ce-a strănutat frate-mi ăsta odată și gloaba a căzut ca trăznită. N-am avut gând rău zău așa. Dar-i cășuna semezinului, că-i calul năzdrăvan și a vrut să-l încerce. Acu ia ca s-a domirit. N-am vrut să-i fac rău. Gândeam că se preface, n-am știut că... Mai cuteza să râdeți, ai? Gloaba a spus? Păi... Ce cal a fost ăsta odată? Hai cu tata cu el, hai! Ia că o pățirem cu bălanul. Da. Să ne ia omul de tâlhar și mai multe. Chiar așa. Ne-a dovedit vrăjitoarea. S-a dus, traiste. Eu zic să mai căutăm. Ce? Nu se poate să nu dăm de el. Unde să mai căutăm? Am căutat peste tot. Parcă ar fi intrat în apă. Da. Apă? Ai zis apă? Apă. Oare costura bătrânului nu ne-o fi de folos? Coasele-și făcură datoria. Poftim costura, ia, o descânt. Hai costură și ne scapă, ca a intrat bălanul în apă. Bălanul! Stai, frate, că am prins bălanul! Stai, frate, Marinaș, ce-ți veni? Hei,
Potolește-te, omule! Bălanu! Te-a speriat omul cu gloaba. Hai, 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 potolește-te! S-a dus! Uite, Bălanu! A noastră e traista! Ei, te-a fermecat vrăjitoarea, frate! Hai, hai, te rog, vino-ți în fire, că nu-i niciun bălan sărac de tine! Uiu de nele, răfuiala, sfoara bătrânului, sălcine! Uiuiu! Ce mă fac eu cu tine, bolnav, printre străini? Steafăr, frate! Steafăr! Mi-am adus aminte de bătrânul ce era de la râu, al nostru-i Bălanu. Da, haide la treabă, că nu-i vreme de pierdut. Hai. Eu tot nu vă bălă. Apa, frate, apa! Cine gonește de nu ostenește? Cine face prăpăd când vin puhaile? Cine roade arătura? Pricepi? Stai! Sfoara moșneagului. Da. Ai dreptate, frate, ai dreptate. Istețule, și eu te credeam ieșit din făgaș. Păi, ia că așa se întâmplă dacă nu pricepi pe câte unul. Îi zici, îi slab la minte și gata. Ai sfârșit cu el. Bietul bătrân. Ce bietul, că era mai zdrav încă noi doi la un loc. Da, haide să tăiem nuielele și să-i sprăvim treaba. Hai, marinaș, hai. Hai, curinaș. Și lucrară, frații, lucrară cum învățasele de la moșneag, până ce se diră tot malul apii cu sălcii. Apoi se înfățișară țesătoarei. Gata! Gata și bălanul, mătușe! L-am priponit de-a mai mare dragul. Acu... dă-ne traista după învoială. Hai! Dacă m-ați dovedit, m-ați dovedit. Nu mai am încotro. Ia ca traista. Marinaș, uite. E cea mai frumoasă traistă din câte am țesut până acum. Mergeți sănătoși și aveți grijă de ea. Să nu fie niciodată de șară. Rămâi cu bine, rămâi cu bine. Mergeți cu bine. Ce zici, frate? O scoaserăm la capăt și cu traista. Nu-mi vine a crede că am pus una pe ea. Dacă nu-ți vine a crede, ia ca să o încerc. Hai, încearcă. Traistă fermecată, așterne-ne masa pe dată. Ar trebui să o scutur mai tare. Da, ia ca o scutur mai tare, ia. Traistă ferme. Da? Ce-i? Ce-i asta? Uite, frate, uite ce căzut din traista noastră. Semințe. Semințe. Legături cu semințe. Da. De floarea soarelui, de in, da. Boabe de grâu, da. Păpușoi și câțiva butași de vii. Da. Ne-a măgit vrăjitoarea, frate. Traista nu-i fermecată. Ba e. Ne-a măgit vrăjitoarea. Încă ce fermecată e. E fermecată. Dacă nu ne-a dat merinde, ne-am ales cu un dram de minte. Că am pornit flăcăi sărmani și ne întoarcem năzdrăvani. Ducem către casă în spate păpușoi păsăturate, livezi de pomi, coți de in, ulei de teasc, vedre cu vin, grâu curat fără neghină. Traista noastră, frate-i, plină. Fermecată-i, zău bădie, ne-a scăpat de sărăcie. N-am bătut calea în zadar, frate, ce zice? Isteață, femeie țesătoare asta, zău așa. Isteață. Tare isteață.